primul contact cu Seva de Mesteacăn pe anul ăsta, foarte, foarte bună. O iau pasta plină, o pun pasta goală și mai târziu nu să mai caut niște sticle să văd ce mai am și vin să mai, să mai înțep câțiva copaci mai târziu.
așa cum v-am obișnuit în ultimele clipuri și cum o să vă plictisesc până la finalul anului 2024. Încep cu mesajul, apăsați pe subscribe. E important pentru mine să apăsați pe subscribe dacă nu sunteți abonați. Deci apăsați pe subscribe. Deci în caz că nu v-am zis să apăsați pe subscribe, apăsați pe subscribe. Asta în caz că nu ați apăsat deja pe subscribe. Bun, un nou video, o zi călduroasă. Azi cea mai călduroasă zi din an, până acum. În sfârșit, tricou frumos, elegant. Am montat ferestrele, am montat și ușa și sunt sigur că ați observat feronieria rustică decorativă de pe ușă mai ales. Și o să vă prezint puțin câteva detalii despre aceasta. Partea de feronierie pentru ușă și pentru ferestre, mare parte, nu toată, dar mare parte din feronierie a fost asigurată de cei de la feroshop.ro. Deci feroshop.ro au feronierie rustică. Atât chestii practice, chestii utile pentru cum sunt balamalele, de exemplu, dar și lucruri, tot felul de obiecte decorative. Așa cum ați văzut balamalele, la fel și mânerele, tot rustice, le-am pus, arată foarte bine. Și pentru că arată foarte bine, am mai luat câteva seturi și pentru celelalte uși de la cabană. Și le voi monta și le voi schimba și acolo, să arate așa drăguț, să fie din aceeași poveste. De altfel, acum urmează să, până se usucă soluția de pe chenarele de la ușă și ferestre, o să montez aceste colțare decorative, metalice, negre, foarte frumoase, care se prind cu aceste șuruburi. Șuruburi de lemn, așa cu cap negru, tot decorativ, și șuruburile sunt tot de la Feroshop. Deci găsiți acolo tot felul de chestii. Am mai luat și niște zăvoare de la ei pentru a schimba zăvoarele de la baie. Am două tipuri de zăvoare. Ăsta e un model și alt model printr-o cutie pe aici pe undeva. Să văd care se potrivește. Interior, exterior. Deci multe chestii faine acolo la Feroshop. Intrați, vizitați, cumpărați dacă vă interesează. Și cam asta e. Mă bucur maxim de ziua asta caldă. Nici nu vă dați seama cât de bine e să fie din nou cald. Tot weekendul ăsta să fie cald, să fie frumos. Azi treabă, mâine treabă, dar nu sunt sigur. Weekendurile sunt previzibile la mine. Nu se știe ce se poate întâmpla, pe unde pot să ajung, cine poate să vină să treacă pe la mine. Sunt tot felul de variante. Dar astăzi continui cu treabă. Pun colțarele astea decorative, pun chenarele, cel puțin pe exterior. Pe interior încă nu sunt sigur dacă le pun, dar exteriorul sigur îl fac. Și să vedem ce timp mai rămâne. Următoarea etapă este să fac tencuia la de jur împrejur. Brâul și talpa, pe sub talpa construcției și brâul de jur împrejur. Să-l fac din mortar și pietre. Și săptămâna viitoare dușumeaua. Dușumeaua, apoi interiorul. Și după ce fac dușumeaua, să finalizez interiorul cu tot ce ține de finisaje. Apoi montat blatul și utilată bucătăria, făcut instalația electrică, am pusă soba. Și acolo o să fie o poveste interesantă, și acolo ceva de muncă la sobă. Și cam asta e. O să fie. Mai sunt multe etape. Lucrez la bucătăria asta din decembrie, la finalul decembrie. Atunci m-am apucat. Uite, e finalul martie, 3 luni. Și încă o lună. Și încă o lună, cred, până o finalizez. Am luat frigiderul, am luat plita electrică, am luat plită pe gaz, două ochiuri pe gaz, două ochiuri electrice. Ca să nu fiu dependent doar de o singură sursă de energie. Am luat boilerul, un mic boiler de 15 litri pentru chiuvetă. Și am luat chiuveta, bateria de la chiuvetă. Sau tot alte lucruri din zilele astea. Da, vreau să mă prind vara cu bucătăria pregătită.
Și oricum, în paralel, mai am de lucru și la alte chestii. Un an plin, un an în care vreau să finalizez tot ce am început și după aia să încerc să iau o pauză. O pauză de la renovat, de la construit. Simt că am nevoie, o pauză mai lungă, de vreun an. Mi-ar prinde foarte bine. Mi-ar prinde foarte bine. An în care să fac mai multe videouri de overlanding, mai multe videouri de camping, să reiau videourile de wild camping și bushcraft, cu care am început, de fapt, activitatea pe YouTube. Și cu care o să continui mulți ani de acum înainte. Cine crede că nu o să mai vadă astfel de videouri, sunt mici șanse să nu mai fie astfel de videouri, pentru că na, eu cu gospodăreala, dar după ce o să termin cu gospodăreala, voi crea conținut în continuare. Și până în momentul în care o să pot să mă desprind de tot ceea ce înseamnă social media, mai e. Încă n-am ajuns acolo. E o misiune mai lungă, de durată. Deci, tot scapă jos. O să fie conținut în natură și despre natură, bineînțeles, nu despre altceva.
câte grade au fost azi, dar m-am bronzat. Mă ustură pielea. Da, zi de vară. Zi de vară. La un moment dat era insuportabil de stat la soare. Atât de cald era. Foarte apăsătoare căldura. Lemnele după o iarnă. Deci magazia a fost plină la începutul iernii. Și mai am un rând jumat. Adică rândul din spate e mai mic, da? Decât ăsta care a fost în față. Deci din 5 rânduri, mai am un rând jumat. Atât am ars în 6 luni de iarnă. Extrem de puțin. Extrem, extrem de puțin. Și am făcut și focuri afară, la vatră, nu doar în cabană. Mai e o parte de lemne. M-am mai avut o rezervă de lemne lângă baie. Pentru termoșemineu. Aia nu se pune aici. Dar să zicem că cu tot cu termoșemineu aș fi ars toată magazia asta de lemne. Deci inclusiv rândul ăsta jumat. Fără lateralul ăsta aici care a rămas. O să văd ce fac cu lemnele astea. Eu credeam că le ard până la finalul, până în momentul ăsta. Dar va trebui să le scot, să strig magazia. Aici voi nivela și voi face altă magazie de lemne, mai mare. Magazie de lemne mai mare. Să încapă și mai multe lemne, deși nu e neapărat necesar, dar să fie drept. Să fie drept, să pot să mă mișc mai confortabil. Na, e greu când e tot în paltă. Să fie drept, magazie mai mare, capacitate mai mare de lemne, pot să pun și un butuc să stea drept frumos pe care să spar lemnele, să spun, trag și aduc și despicătorul hidraulic și îl pun aici. Și e bine. O să fie bine. Mai înaltă, bineînțeles, când dau cu toporul să am, să pot să dau, să nu lovesc acoperișul, când ridic toporul. Și cred că săptămâna viitoare o să stric magazia de lemne pentru a face această intervenție. O să merg în paralel în primăvara asta, o să merg în paralel cu treburile. Principalul proiect este bucătăria, noua construcție, noua cameră, care arată din ce în ce mai bine, sunt foarte, foarte încântat. Idri, ieși din grădină, dă-te de acolo. Treci la cușca ta, unde te duci în grădină? Fugi. Ce-i cu tine? Trebuie acuși, nu te duci în grădină. Așa. Și asta o să fie principalul proiect din primăvara asta, dar în paralel o să merg și cu alte proiecte. Cum a fost și cu garajul, cu amenajarea garajului și altele care... Am prins focul afară, o să fac niște lemne pentru grătar, să vină un prieten cu copiii pe la mine și o să fie o seară frumoasă de vară, chiar o seară de vară o să fie. La început de... La final de martie, că încă nu e aprilie. În momentul în care filmez acest video, încă nu e aprilie. Încă e martie. Ultimele zile din martie. N-am prins niciodată atâta căldură în martie. Acum un an în martie era ninsoare. Era zăpadă, un praf de zăpadă, nu mare, dar total altceva. Total altceva.